o astfel de lucrare cum a fost cea de pe această arteră principală de la intrare în oraș merita să aibă și totoare pe măsură. Aș vrea să ne vorbiți despre proiectul acesta și mai ales de unde ați găsit resursele pentru a reabilita totoarele pe lungime atât de mare. Da, în prima fază am făcut șoseaua. Șoseaua care e pe o distanță de 9 km, care însemna strada Megidiei, canalului și drumul de centură. Suma fiind prea mare atunci, în momentul respectiv, că erau din fonduri proprii, nu am făcut trotuarele. Am demarat un proiect și pentru trotuare care ține de la unitatea 1 până în cartierul Tabără, care sunt vreo 6 km. Am demarat un proiect și urma să-l finanțăm. Între timp s-au deschis liniile de finanțare europene și programe de finanțare pe Angel Salini și domnul primar a zis, domnule, stop, hai să nu băgăm bani din buget, era vorba de 6,5 milioane, hai să așteptăm să accesăm fonduri. Am făcut proiectul, s-a făcut proiectul și s-a depus la minister și ni s-a aprobat. Din cauza aceasta am întârziat un pic cu trotuarele. Despre ce sumă vorbim acum? Care este valoarea totală a proiectului? Suma era de 6,5 milioane, dar au fost vreo 6 firme, cred că, la licitație, s-au bătut pe lucrarea aceasta și constructorul din Cernavodă, care, oricum angajații că stau acasă, că muncesc, trebuie să le dea același salariu. Hai, domnule, vin cu un preț de dumping, a venit cu jumătate din sumă și a pornit lucrarea. Cât veți plăti cu adevărat pe acest lucru? 3 milioane plus TVA. Bun. Vorbiți-ne puțin de partea tehnică a ei. Care e lungimea? Ce anume se face? Da. Deci pe toată zona aceasta se fac trotuarele. Zona Columbiei, care și acolo a devenit șoseaua asta de mare viteză. Cetățenii de acolo ne spuneau, domnule, care fac legătura între oraș și cartierul Columbia, ne-au spus, domnule, este pericol public să mergem pe șosea. Cei cu mașinile și plus tiruri merg cu mare viteză. Și s-a realizat toată zona aceea cu trotuare. O să filmați acolo să vedeți. E zona Megidiei, care e zona verde și cu locul de joacă, care acolo vor fi cu băncuțe, cu locuri de tomberoane de gunoi, va fi și pe o parte și pe cealaltă a străzii. O să arate foarte, foarte bine și în zona aceasta la fel va fi cu asfalt. Adică va fi o zonă cu pavele, o zonă cu asfalt, dar se va arăta foarte, foarte, foarte bine. În momentul în care faceți planurile pentru asemenea lucrare, cu siguranță vă gândiți ca ea să iasă nu doar ieftin, ci și de durată, pentru că vreți să fie o lucrare care să reziste în timp. Da, de exemplu strada Megidiei, acum aici ce se întâmplă? Se pune pietriș, după care se betonează, după care se asfaltează. Deci sunt trei straturi de structură și pentru un trotuar, adică nu trec mașinile să... Avem, de exemplu, zona, strada Megidiei în zona parcului și locului de joacă, în care și acolo s-a dorit asfalt, pentru că sunt foarte mulți copii care vin cu role, cu biciclete, adică seara acolo este o promenadă. Cetățenii și părinții vin cu copii acolo și... Din cauza asta s-a preferat zona aceea exclusiv să fie cu asfalt. Există și o cofinanțare de la bugetul local sau sunt toți banii din Angel Salin? A fost o cofinanțare mică, a fost în prima fază de 600.000, dar acum s-a micșorat, bineînțeles, dacă suma a scăzut. O să fie o cofinanțare de 300.000 cam acolo. Când sperați să fie gata cu totul? Durata contractului este de 6 luni de zile. În aprilie ar trebui să fie gata. Eu cred că ne vom încadra. A fost și perioada de frig, în care de timp cu îngheți, în care nu s-a putut lucra și din cauza aceasta s-a mai întârziat un pic. Dar eu cred că ne încadrăm. Până în aprilie vom avea toate trotuarele și astea făcute.